Slăviți să fie Domnul! Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi de har pe care El ne-a dăruit-o și în această vreme și iată-ne prezenți împreună în casa Domnului cu acest dor și cu acest scop de ne-a închina Dumnezeului nostru care este atotputernic, care este același ieri, azi și în veci de veci. Și chiar dacă ziua de astăzi e o zi de iarnă, mai nefavorabilă, m-am bucurat să văd un număr frumos de copilași, să vă văd pe toți venind pe această vreme în casa Domnului și mă bucur de alegerea pe care ați făcut-o, aceea de a veni cu inima voastră în fața celui ce a mântuit sufletele noastre, de a strânge acest nectar frumos și minunat pe care Dumnezeu ni-l pune înaintea noastră prin cuvântul Său. Fie dar binecuvântarea Domnului peste fiecare suflet în această vreme. Amin. Îmi place versetul din Psalmul 119 care spune: aleg calea adevărului, pun legea ta sub ochii mei. Și lucrul acesta doresc să-l facem și în momentele următoare, să punem legea Domnului, cuvântul Scripturii, să-l punem în fața ochilor noștri, să medităm asupra acestor adevăruri și să încercăm să extragem învățătura pe care Dumnezeu dorește să ne-o dărească prin cuvântul Său. Am stat și m-am gândit în contextul anului în care am intrat, anul slujirii, tema pe care s-a anunțat în această lună ianuarie, înnoirea slujirii. Și m-am gândit ce cuvânt să aleg pentru această temă. Și am avut pe suflet de o perioadă de vreme acest pasaj, tânărul bogat, din Evanghelie. Pentru că dacă ne gândim la procesul acesta a înnoirii, vorbind din punct de vedere omenesc, material, când te gândești să înnoiești un lucru, prima dată îi faci o verificare, lucrul acesta, chiar dacă este bun, mai are nevoie de înnoire? Sau ce îmbunătățire trebuie să-i aduc ca să pot să-l facă și mai bun? Ori haideți să ne întoarcem privirile spre cuvântul lui Dumnezeu și să vedem din experiența aceasta pe care Evanghelia ne-o pune în această dimineață, experiența acestui tânăr bogat care vine înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce a învățat el sau ce ar trebui să învețe el? Și ce învățăm noi din această experiență? Pasajul acesta este un pasaj clasic, în care s-a vorbit și se vorbește mult din el, îl cunoaștem, se vorbește la evanghelizare, este un pasaj simplu, dar este totuși un pasaj care ne dă de gândit, pentru că trebuie să răspundem la o întrebare. Cum se poate obține mântuirea? Suntem interesați și noi în această vreme, așa cum a fost interesat odinioară tânărul bogat. Cum putem noi ca oameni să obținem mântuirea? Are omul o contribuție în dobândirea mântuirii sau totul este harul lui Dumnezeu? Este o întrebare pentru care aș vrea să zăbovim în minutele următoare și să vedem ce ne spune cuvântul Evangheliei. Urmărind cuvântul Domnului, urmărind Evangheliile, am observat un lucru, căci Domnul Iisus Hristos, atunci când stătea de vorbă cu o persoană, încerca să-i răspunde persoane respective după nevoile pe care le avea, după starea în care se găsea. Citeam ieri dimineață Evanghelia după Ioan, capitolul 8, unde este zugrăvit, unde este relatată acea experiență pe care a avut-o femeia prinsă în adulter, care a fost prinsă și adusă în fața Domnului Iisus Hristos ca să poată să fie condamnată, să poată să fie judecată, condamnată și omorâtă. Și am văzut că cei mai zeloși susținători ai legii, oamenii cei mai înverșunați, care probabil atunci când au venit înaintea Domnului Iisus Hristos, aveau pregătit și piatra în mână, în buzunarul lor,
și erau gata să aplice spiritul și litera legii. Și a spus învățătorule, noi am găsit pe această femeie exact când ea săvârșea acest păcat. Conform legii, ea trebuie să moară, pentru că uită ce ne este scris în lege, uită ce ne-a lăsat Moise scris. Domnul Iisus Hristos a ezitat să le răspundă direct în față, dar le-a pus această întrebare. Dacă careva din voi este nevinovat, să ia primul piatra și să arunce în ea. Și în fața acestei dileme, în fața acestei situații, vedem pe acești zeloși apărători ai legii, căci rând pe rând au trebuit să iasă unul câte unul, pentru că în fața Domnului Iisus Hristos, indiferent cine ai fi, trebuie să te vezi așa cum ești, adică păcătos. Și n-a fost niciunul ca să poată să rămână acolo, să o învinuiască. La care, la momentul în care toți au plecat, Domnul Hristos îi spune, femeie, femeie, unde sunt părâșii tăi? Niciunul nu te-a osândit. Niciunul, Doamne, nici eu nu te osândesc. Du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Și femeia aceea a avut harul să stea față în față cu acei ochi sfinți ai Domnului Hristos și să poată să audă din gura Lui lucruri pe care sufletul ei avea nevoie, viața ei avea nevoie, avea nevoie să cunoască adevărul și acest adevăr a venit prin gura Fiului Dumnezeu și a plecat bucuroasă. Și dacă veți citi toate evangheliile rând pe rând, veți vedea căci oamenii care au venit la El cu probleme sufletești, cu probleme trupești, apăsați și sufletește și trupește, având diverse boli, toți au plecat beneficiind de ajutorul, de izbăvirea, de ceea ce Dumnezeu, prin Domnul Hristos, le-a săvârșit. Totuși, în această dimineață, am rămas surprins să văd un tânăr, și în orice fel de tânăr, ci un tânăr bogat, care pleacă, dar pleacă trist. Și aici este secretul, căci un tânăr care vine la Domnul Iisus Hristos, vine cu o dorință de a-și clarifica el situația și starea în care se găsea, vine cu o dorință bună. Vom vedea că acest tânăr a avut calități și a avut și defecte, dar totuși în urma întâlnirii, în urma discuției dintre el și Domnul Iisus Hristos, el pleacă, dar pleacă mâhnit și pleacă trist. Nu pentru că și Domnul Hristos ar fi vrut aceasta, ci pentru că el a rămas în situația asta din cauza lui. Și am stat și mi-am adus aminte încă de o împrejurare când Domnul Iisus Hristos le spunea odinioară ucenicilor, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. La care o parte din ucenicii Domnului Hristos spune în Evanghelia după Ioan, parcă capitolul 6, spune vorbirea aceasta este prea de tot. Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Ei n-au înțeles, s-au blocat din nou la litera legii și spune cuvântul Domnului căci o parte din ei au început să-l părăsească. La care Domnul Iisus Hristos îndreaptă spre cei 12 și spune voi nu vă duceți. Ucenicii spun, unde să ne ducem, Doamne, căci la Tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Frați, haideți să ne întoarcem privirile spre adevărul lui Dumnezeu și să încercăm să extragem din el lucrurile importante, lucrurile esențiale pe care Dumnezeu ni le spune prin cuvântul Său, pentru că nu vrem ca din interacțiunile acestea, din închinarea noastră, nu vrem să plecăm cum a plecat acest tânăr bogat, adică să plecăm triști. Vrem să venim înaintea Domnului cu bucuria în suflet și chiar dacă venim de multe ori cu apăsările noastre, în lăuntru nostru,
vrem să plecăm de aici eliberați, vrem să plecăm împrospătați, pentru că avem un Dumnezeu care este același ieri, azi și în veci de veci și El știe și El poate să răspundă nevoile noastre. M-am uitat la calitățile acestui tânăr care a venit în fața Domnului nostru Iisus Hristos. Deși tânăr fiind, el este interesat de lucruri importante. Noi știm foarte bine căci tinerețe este legată de ceea ce poate să oferă lumea. Așa a fost și atunci și așa este și astăzi. Tinerii sunt interesați mai mult de ceea ce oferă lumea. Și n-aș vrea să zăbovesc, dar ne aducem aminte de pilda fiului risipitor care merge la tatăl lui și spune: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, pentru că eu am idealul meu, eu am gândirea mea, eu vreau să mă duc și să-mi trăiesc viața, să fiu fericit. Și știți ceea ce s-a întâmplat. Totuși, în pasajul de astăzi, vedem un tânăr care este interesat de lucruri importante și tinerețea lui vine cu ea înaintea Domnului Iisus Hristos. Este un lucru frumos să vezi tineri astăzi care vin să-L caute, să caute pe Dumnezeu, să-și caute, să-și găsească răspuns la nevoile pe care ei le au, să dorească ceva mai bun. Și ce poate să fie mai bun într-o vreme ca și astăzi decât viața veșnică? Și această viață nu poate să o oferă nimeni, nu poate să o ofere lumea, ci nu poate să o ofere decât Dumnezeu. El și-a dat seama, acest tânăr, că tot ceea ce are, tot ce a obținut, sau poate tot ceea ce a moștenit, nu valorează cu nimic mai mult decât ceea ce poate să-i ofere Dumnezeu, decât viața veșnică. Și-a dorit lucrul acesta și este un lucru foarte frumos, este un lucru foarte bun să fii tânăr, să fii interesat de ceea ce este important, să-și dorești viața veșnică. Să fii conștient de această nevoie și să poți să mergi acolo unde să poți să-ți clarifici, pentru că vedem că chiar primul verset care a fost citit spune: tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om. Iată dar, căci alergarea aceasta acestui tânăr era un semn al urgenței lui. El n-a vrut să lasă să treacă timpul, ci a alergat, a vrut să-L mai prinde pe Domnul Iisus Hristos, să mai poată să stea de vorbă cu El, să poată să-și clarifice ce această situație pe care o avea pe sufletul său, pe inima sa. Pe urmă, următoarele aspecte din acest verset spune că a îngenunchiat înaintea lui, a avut o atitudine frumoasă, de smerenie, s-a plecat, s-a îngenunchiat. Nu i-a fost rușine că a fost bogat și bogații, știți, întotdeauna își etalează, își pun pe ei tot ce au mai bun, ce au mai frumos, vor să-i iasă în evidență cu ceea ce au. Nu i-a fost rușine cu haina lui bună să îngenuncheze înaintea Domnului Iisus Hristos. A venit la el ziua, nu ca Nicodim, noaptea, să-i fie rușine de ceea ce văd colegii lui. Nu, în văzul tuturor, face aceste gesturi față în față cu Domnul nostru Iisus Hristos. A venit la cine trebuia, a mers la locul potrivit, la timpul potrivit și a căutat să găsească răspunsul. Dar vom vedea că pe lângă toate aceste calități pe care el le-a avut, a avut și defecte, pentru că el s-a văzut din punctul lui de vedere, s-a văzut un om cucernic, un om neprihănit, un om care pretinde că poate să s-a păzit toată legea și un om care se considera superior față de ceilalți. Dar, în realitate, situația nu era deloc la fel, nu era deloc adevărată, pentru că Domnul Iisus Hristos spune Evanghelia că n-avea trebuință să-i facă nimeni mărturisie despre un om sau despre altul, pentru că el însuși știa ce este înăuntru. Domnul Iisus Hristos
cunoștea adevărata stare a acestui tânăr, și nu numai a lui, ci a tuturor oamenilor care veneau la el. Și stau și mă gândesc la cuvântul Domnului atât de frumos pe care Dumnezeu îl spune prin gura profetului Isaia, spune că toți au ajuns ca niște necurați. Și spune cuvântul Domnului, și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mâjită, toți suntem oferiți ca o frunză și nelegirile noastre ne iau ca vântul. Oare a citit acest tânăr pasajul acesta din Cartea Domnului? Atunci când a mers cu pretenția aceasta la Domnul Hristos, căci el a împlinit toată legea, eu cred că a sărit peste ea. Pentru că dacă o citea, dacă s-ar fi gândit, s-ar fi regăsit, că nu poate, nu poți să pretinzi, pentru că alminteri cuvântul Domnului vine și spune că toți au păcătuit, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Totuși, Domnul nostru Iisus Hristos, acestui tânăr care vine în fața sa cu legea pe care spune că o iubește și pe care a păzit-o, Domnul îl pune la probă. Dacă tu dorești viața veșnică și dacă tu spui că ai păzit toată legea, uite, îți mai lipsește un lucru. Du-te și vinde tot ce ai, împarte de la săraci, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Și la această probă, tânărul a căzut. Și-a dat seama că nu poate. Nu poate să o împlinească. De aceea a plecat mâhnit dinaintea Domnului. Dacă ne uităm la comportamentul pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut față de acest tânăr, poate că am spune dintre noi, nu cumva a fost prea aspru cu el? Nu cumva a fost prea exigent cu acest tânăr? Nu cumva l-a tratat cu răceală? De ce a cerut Domnul Iisus Hristos acest lucru pe care nu vedem la nicio persoană în toată Evanghelia să-l fi cerut? De ce i-a cerut acestui tânăr lucrul acesta? I-a cerut tocmai ca să-l pună la probă și să-i arate că el nu este așa cum pretinde el că de fapt căci este. Pentru că vorba Scripturii, toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Oare și iubea el aproapele? Nu? Pentru că dacă l-ar fi iubit pe aproapele, ar fi fost gata să se desprindă de tot ce a adunat și ar fi fost gata să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Dar când a fost pus la probă, vedem cum acest tânăr pleacă, dar pleacă mâhnit, pentru că și-a dat seama că nu poate să respecte. Reticența lui în a împlini ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a arătat, arată tocmai faptul că el de fapt nu a fost așa cum a susținut că este, adică fără de pată și să n-aibă nicio slăbiciune. Pentru că își găsim în comportamentul acestui tânăr, în toate trăsăturile lui pe care așa cum l-am menționat, era tânăr, își dorea lucrurile bune, a venit cu urgență înaintea Domnului Hristos, a avut un comportament pios, s-a adresat cu cuvinte frumoase, bunuri învățători, și în toate această comportament găsim trăsătura sumelor a firii pământești, care de multe ori este mândră, este arogantă, este amabilă aparent, este dominată de frică, este geloasă și este egoistă. Toate acestea le găsim la acest tânăr care a venit la Domnul Iisus Hristos. Dar acum mergem și în partea cealaltă să vedem defectele, pentru că așa cum am spus, tânărul acesta a fost plin de mândrie, nu și-a reproșat lui nimic însuși.
Venind cu această pretenție că și toate lucrurile, toate lucrurile le-am venit. Am stat și m-am gândit, ca tânăr bogat, nu ne spune Scriptura cum și-a dobândit el averea. Poate că a muncit mult pentru ea, poate că a moștenit-o, poate prin alte metode, dar oare în sufletul său, în inima sa, oamenii bogați știți că își doresc întotdeauna să fie și mai bogați, oare porunca ultima, porunca zecea, cum? Nu și-a dorit el mai mult? Ba da, sunt convins că și-a dorit, așa cum își doresc toți bogații. Dar revenim la prima poruncă, care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, să n-ai alt Dumnezeu. L-a iubit el pe Domnul? Dacă l-ar fi iubit cu adevărat, ar fi fost gata să se desprindă, dar vedem că și el și-a iubit de fapt mai mult posesiunile, tot ceea ce și-a adunat și n-a fost gata să se desprindă de ele, pentru că își zicea el în sine însuși, dacă voi face lucrul acesta, cum voi mai trăi? Care va fi viitorul meu? Ce se va întâmpla cu mine? Și își punea tot felul de probleme și n-a fost gata să fac pasul acesta. Mă gândeam la un pasaj pe care Dumnezeu îl spune prin gura profetului Osia, Osea capitolul 12, versetul 7 și 8, despre o altă persoană care pretindea de asemenea că este neprihănit, spune, Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă. Dar, ce mai spune? Îi place să înșele. Dar și totuși, Efraim zice, cu adevărat, m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Iată din nou un alt exemplu despre o persoană care susținea una, dar în realitate era de fapt altceva. Așa sunt oamenii. Și nu ne place ca oameni cineva să ne spună, acolo ai greșit, acesta este punctul tău slab. Și chiar când venim înaintea lui Dumnezeu, când venim și Dumnezeu de multe ori, prin cuvânt, prin sfat, prin părtășirile noastre, prin relații noastre, când Dumnezeu încearcă să-și trezească poporul și să spună, ăsta este punctul tău, aici greșești și aici nu este bine, nu ne place, nu ne place lucrul acesta, pentru că trebuie să recunoaștem că suntem oameni. Dar Dumnezeu vrea să-și trezească poporul, vrea să-și trezească să poporul să înțeleagă un adevăr de bază. Noi ca oameni toți suntem oameni cu scăzăminte, toți suntem oameni păcătoși. Și revin din nou la acest verset din Romani 3 care spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ba mai vine Iacov în epistola sa și spune, chiar dacă împlinim toate, dar greșim într-o singură poruncă, spune, cine împlinește toată legea și greșește într-o singură poruncă, ce face? Se face vinovat și de celelalte. Și ca oameni, oricât ne-am străduit noi, trebuie să recunoaștem acest mare adevăr. Standardul lui Dumnezeu este atât de înalt, este atât de ridicat, încât nimeni niciodată nu a putut să-l țină în totalitate. Și îmi vine în minte versetul din Romani, capitolul 3, spune, pe la mijloc, știm că tot ceea ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege. De ce? Pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită, cum? Vinovată înaintea lui Dumnezeu. Iată, dar legea vine să ne pună în față oglinda, tabloul nostru, ăștia sunteți și ăștia suntem și noi. Și poate că am fi cei mai nenorociți oameni dacă în starea aceasta nu s-ar fi întrevăzut o fereastră deschisă, o oportunitate pe care Dumnezeu s-o pună în fața oamenilor. Dar Dumnezeu vine mai departe și spune tot în Romani, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre neprihănirea aceasta vorbesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine cum? Prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. În ce sens? Nu este nicio deosebire. Că și toți au păcătuit
și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți fără plată. Cum? Prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Pe El, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși, aici este frumusețea Evangheliei, și totuși să socotească neprihănit pe cine? Pe cel ce crede în El. Și acest har, Dumnezeu a dat-o tuturor oamenilor, posibilitatea aceasta ca, privind la Dumnezeu, privind la ceea ce El a făcut, noi să putem să fim beneficiari acestei neprihăniri pe care Dumnezeu ne-o pune în față. Am stat și m-am gândit în interacțiunea aceasta între tânărul bogat și Domnul Iisus Hristos. Despre Domnul Iisus Hristos, cred că îmi dați dreptate, putem să spunem că ce a fost bun și își merita titlul acesta. Dar atunci când acest tânăr vine și spune, bunule învățător, care a fost cuvintele pe care le-a întâmplat Domnul Hristos? Pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu Tatăl. Și am stat și m-am gândit la frumoasele cuvintele din Epistola către Corinteni, spune, el măcar că era bogat, vorbește despre Hristos, ce a făcut? S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Acest exemplu a Domnului Iisus Hristos trebuia să-l urmărească și să-l înțeleagă și acest tânăr, pentru ca să se facă asemenea Domnului Iisus Hristos. Dar vedem că el totuși n-a putut să se clintească din starea lui, din poziția lui. N-a vrut să plătească prețul, a refuzat să recunoască că este păcătos, a refuzat să se supună Domnului Iisus Hristos și a continuat să meargă înainte pe calea lui. De aceea cuvântul Domnului vine și spune căci a plecat trist. Și este așa de pesimist să vezi un om care vine cu gânduri bune, un om care a avut, așa cum a spus la început, o mulțime de puncte frumoase, puncte bune și totuși să plece trist din întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că a vrut mai bine să ține la poziția lui, la punctele lui tare, la coroanele lui, la bogăția lui, la titlurile lui și n-a vrut să asculte cea de Domnul Iisus Hristos. M-am stat și m-am gândit, este în cartea Apocalipsei un tablou frumos în sala tronului de cer în care acele patru făpturi vii aducând slavă Tatălui Ceresc, acei 24 de bătrâni, atunci când se aducea închinare, când se aducea slavă lui Dumnezeu, știți ce spune cuvântul Domnului? Că făceau, cădeau în fața tronului și aruncau ei însuși coroanele lor și spunea, vrednic ești tu, Doamne, să primești toată lauda, slava și cinstea, căci tu ai făcut toate aceste lucruri și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Dar ce se întâmplă? Vine minte acum mesajul pe care l-au adus acea oaste cerească la nașterea Domnului Iisus Hristos. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Nu mai spunea un frate bătrân, ce se întâmplă? Căci oamenii au schimbat, oamenii își doresc slava pentru ei înșiși, dar toți cei ce își doresc slava lor, toți cei ce nu își pun coroanele înaintea tronului ceresc, își pierd pacea și atunci pleacă triști. Dumnezeu vrea din nou și din nou să ne întoarcem la cuvântul Evangheliei, pentru că Apostolul Pavel, ca unul care a experimentat din plin frumusețea, dragostea, bunătatea pe care Dumnezeu i-a arătat-o și el a urmă înainte plin de zel pentru dat, pentru legea strămoșească. Și spunea el în Epistola către Galateni, ați auzit care era purtarea mea de odinoară, cum eram plin de râvnă în religiunea noastră. Întreceam pe toți, dar când Dumnezeu care m-a chemat din pântecile maicii mele și m-a pus ca să vestească în mine prin Hristos, Domnul spune, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecile maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere mine pe Fiul său, spune că îndată n-am întrebat pe nici un om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost
înainte apostol, ca și mine. Și tot el vine și spune despre el însuși, spune cine se laudă, să se laude cum? În Domnul. Și spune în epistola către Roman, spune căci n-aci îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la cunoștința de el, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor. Toate aceste aspecte el le-a experimentat în viața lui, dar vedem că Pavel nu se laudă ca și cum l-ar fi făcut el, ci ca și cum Hristos le-a făcut prin el. Ba, spune în epistola către Corinteni, capitolul 15, ba, am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu am lucrat, ci Harul lui Dumnezeu care lucrează prin mine. Așa este un om mântuit, așa este un om care este altoit și care își trage seva din viță. El recunoaște că și toată rodirea aceasta de care are, de care i s-a făcut parte, o are, dar nu o are prin eforturi, nu are prin sforțare, ci o are printr-o relație frumoasă, așa cum Dumnezeu dorește ca fiecare copil al său să poată să o aibă cu Mântuitorul său. Pentru că noi ca oameni tindem să ne zbatem, să ne forțăm, să încercăm să facem tot ceea ce atârnă de noi, să ne câștigăm noi înșine mântuirea, dar lucrul acesta nu este posibil. Dumnezeu vrea să ne abandonăm cu totul în brațul său, așa cum suntem. El ne primește să recunoaștem opera măreață a ceea ce Dumnezeu a făcut-o prin Iisus Hristos în lume și spune în epistola către Efeseni că și prin har a fost mântuit. Cum? Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, adică nu este rezultatul strădaniei voastre, ci este harul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Asta nu înseamnă că și creștinul nu trebuie să facă fapte. Ba da, căci am fost zidiți în Iisus Hristos, spune cuvântul. Pentru ce? Pentru faptele bune pe care Dumnezeu ni le-a pregătit mai dinainte. Cum? Ca să umblăm în El. Dumnezeu vrea să umblăm în El. Am stat și m-am gândit. Privirea țintă a Domnului Iisus Hristos avea menirea să-i transmită acestui tânăr că starea lui nu este conformă cu ceea ce spunea. Întotdeauna când cineva te săgetează, te privește țintă în ochi, are să-ți transmită un mesaj foarte important. Aduceți-vă aminte la Domnul Iisus Hristos atunci când a fost prins înainte de să fie crucificat și când Petru era și acolo. Privirea țintă a Domnului Iisus Hristos și cântatul cocoșului a făcut pe Petru să se trezească și să-ți dea seama de slăbiciunea lui. Doamne, și eu am crezut despre mine însumi că te voi urma, că voi fi cel mai puternic, voi rămânea cu tine, dar totuși mi-am dat seama acum că sunt de fapt un om slab, un om păcătos, un om ca și ceilalți și un om care am nevoie de mântuire. Și spune cuvântul Domnului căci Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Mă gândesc la un alt cuvânt din Sfintele Scripturi, omului Dumnezeu, profetul Elisei, când Dumnezeu îl trimite la Hazael și are loc acea întâlnire între Elisei, profetul, și Hazael, care ajunge să fie până la urmă împărat, care ajunge să fie conducător și împărat al Siriei, spune cuvântul Domnului căci Elisei și-a țintit privirea la el și a început să plângă, la care Hazael s-a mirat și a spus, dar de ce te comporți așa? Dar care este secretul? De ce te uiți țintă la mine? El și-a dat seama căci este ceva important pe care omul Dumnezeu vrea să-i spună. Și Elisei, prin Duhul lui Dumnezeu, îi spune, iată ce mi-a arătat Domnul, tu vei ajunge să domnești peste Siria și știu ce vei face poporului meu, știu cum te vei comporta cu tinerii din poporul meu
Știu ce vei face femeilor însărcinate și de aceea plâng, pentru că își putea să vadă în depărtare de ceea ce urma să se întâmple. La care Hazael, foarte mirat, dar ce este robul tău? Un câine să facă astfel de lucruri? Nu și-a putut, n-a putut să perceapă, căci această realitate care era zugrăvită, care era pusă în față și era adevărată, se va întâmpla peste o vreme exact cu el însuși. Așa suntem și noi, ca oameni, atunci când suntem expuși față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, cu adevărul lui Dumnezeu, nu ne place să fim puși, ci ne place mai degrabă să o ținem, să o ținem în continuare pe ale noastre, punctele noastre. Mi-am adus aminte de o experiență care este pusă aici, în cartea profetului Ieremia, după căderea Ierusalimului. Rămășița care a rămas în cetate au mers la omul lui Dumnezeu, la profetul, și a spus: Ieremia, tu ești omul lui Dumnezeu, care ceea ce ai profețit despre cetatea aceasta s-a împlinit. Iată-ne, acum venim înaintea ta și spune: mișlocește tu însuți la Dumnezeu pentru noi, pentru căci noi, ceea ce am fost mulți odinioară, dar totuși am rămas o rămășiță, a rămas numai puțin, un număr mic, cum vezi și tu. Binevoiască Domnul, spune el, să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Când citești aceste cuvinte, aparent am zice: slavă Domnului că în sfârșit poporul Domnului s-a trezit. Merge înaintea Domnului cu dorința de a afla adevărul, cu dorința de a urma ceea ce trebuie să facă, cu dorința de a întreba pe Domnul și toate numai note 10, am putea să spune. Ieremia, profetul, spune: iată, eu mă voi ruga Domnului, voi merge înaintea Domnului, voi întreba pe Dumnezeu ce este de făcut și apoi am să vin și am să vă spun rezultatul. Și după 10 zile, Ieremia vine în fața poporului său și le spune răspunsul din partea Domnului. Ieremia 42:10 spune: dacă veți rămâne în țara aceasta, vă voi face să propășiți în ea și nu vă voi nimici, vă voi sădi și nu vă voi smulge, căci îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut. Cuvinte de încurajare, cuvinte de speranță, spuse din partea Dumnezeu prin gura profetului. Nu vă temeți de împăratul Babilonului, de care vă este frică. Nu vă temeți de el, zice Domnul, căci eu sunt cu voi, ca să vă scap și să vă scot din mâna lui. Îi voi insufla milă de voi și se va îndura de voi și vă va lăsa să locuiți în țara voastră. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului, Dumnezeului vostru, dacă veți zice: nu, vrem să rămânem în țara aceasta, nu, ci vom merge în țara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trâmbețului, nici nu vom duce lipsă de pâine, căci acolo vom locui. Versetul 16 spune: sabia de care vă temeți vă va ajunge acolo în țara Egiptului. Foametea de care vă este frică se va lipi de voi în Egipt și veți muri acolo. Cuvântul Domnului a fost foarte clar prin profet. Ei aveau în față răspunsul la situația în care se găseau. Versetul 18 spune: căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, cum s-a vărsat mânia și urgia mea peste locuitorii Ierusalimului, așa se va vărsa urgia mea și peste voi dacă veți merge în Egipt. Veți fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem și de ocare și nu veți mai vedea niciodată locul acesta. Versetul 19 este categoric, spune: rămășițele lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt, băgați bine de seamă, căci vă opresc lucrul acesta astăzi, căci vă înșelați singur dacă m-ați trimis la Domnul Dumnezeu nostru zicând: mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeu nostru, fă-ne recunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeu nostru. Eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultați glasul Domnului Dumnezeului vostru. Exact ceea ce s-a întâmplat. Cuvântul Domnului măcar a fost limpede, a fost foarte clar, știți care a fost atitudinea lor. Minți, Ieremia, nu Dumnezeu ți-a spus lucrul acesta. Și nu numai că n-au vrut să-l asculte,
Și au luat rămășița care mai era, au plecat și l-au târât, l-au și luat și pe profet cu ei și l-au dus în țara Egiptului. De ce? Pentru că au preferat să asculte mai degrabă de îndemnurile firii lor pământești corupte. Și au ținut să meargă înainte pe calea aceasta, dar aceasta spre pierzarea lor. Fraților, ca unii care venim la închinare în casa Domnului, Dumnezeu vrea să ne trezească și în vremea de astăzi să conștientizăm adevărata noastră stare și să vedem că fiecare în dreptul nostru avem nevoie, avem nevoie de schimbare, avem nevoie de înnoire, avem nevoie de făcut ceva în dreptul nostru. Am stat și m-am gândit, este frumosul verset din Epistola către Evrei, capitolul 12, cam pe la mijloc, spune: urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Oare urmărim lucrul acesta în viețile noastre? În Epistola către Iacov, capitolul 1, spune: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, cum? Înșelându-vă singur. Căutăm acest lucru în dreptul nostru. Îmi vine minte de asemenea Psalmul 139, partea finală: cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaște-mi inima, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea plăcută ție. Este un verset atât de frumos în care psalmistul vine cu această dorință înaintea Domnului: Doamne, eu mă cercetez, dar s-ar putea ca cercetarea pe care eu o fac în dreptul meu să nu fie cea adevărată. De aceea eu doresc ca Tu să mă cercetezi. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi Tu inima mea. Încearcă-mă Tu, Doamne, cunoaște-mi Tu gândurile și vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale rea și du-mă Tu pe calea plăcută ție. Aș vrea ca fiecare din nou și din nou să ne întoarcem la Domnul. Este un cuvânt atât de frumos în cartea profetului Osea. Spune: veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne va lega rănile. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se va ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie de primăvară, ca o ploaie care din nou face să răsară verdeața pe câmp. Dumnezeu vrea să ne trezească, vrea și în această vreme, ca prin adevărul Său, prin cuvântul Său, să facă să înțelegem, pentru că stăm înaintea unui Dumnezeu care ne cunoaște pe fiecare în parte și care vrea și dorește mântuirea. Altfel, dacă o ținem pe calea noastră și dacă nu suntem atenți, sensibili la ceea ce Dumnezeu ne pune în față, ne trezim că își repetăm exact ca Israelul de odinioară, exact aceeași experiență. Spune Dumnezeu prin gura profetului Amos. Spune Amos, capitolul 4, cu 4: duceți-vă numai la Betel, păcătuiți, duceți-vă la Gilgal, păcătuiți și mai mult, aduceți-vă jertfe în fiecare dimineață, zeciuie la fiecare zile. Iată, dar un popor religios care își aducea jertfele, își aducea în fiecare zi. Spune: faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat, trâmbâițați-vă și vestiți-vă darurile de mâncare, căci așa vă place copiii lui Israel, zice Domnul. Adică să se laude ei cu ceea ce sunt, cu ceea ce fac înaintea Domnului. Dar vine versetul 6 din Amos, spune, capitolul 4, spune: și eu de partea mea v-am trimis foametea în toate cetățile voastre, lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cum? La un popor religios care vine să strâmbițeze? Dumnezeu face exact invers. De ce? Pentru că spune partea finală, versetul 16: cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Și același verset l-am regăsit în versetul 9, 10 și 11, același verset: cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Este un verset care ar trebui să ne dea de gândit. Adică cu tot ceea ce se întâmplă azi în jur, cu tot ceea ce vedem și auzim în această vreme, poporul Domnului, în loc să se trezească, în loc să se întoarcă la Dumnezeu care vrea binele, stă nepăsător. Și fiindcă se voi face astfel de lucruri, Israele, cuvântul Domnului vine și concluzionează: pregătește-te
să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că vremea aceasta este o vreme în care Dumnezeu ne-o pune la îndemână ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu Cel ce este Dumnezeul nostru. Amin.